Bună ziua, dragi traderi! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Liviu Moldovan, iar dumneavoastră vă aflați la începutul unei noi ediții a webinarului săptămânal organizat sub egida Admiral Markets și în care, ca de obicei, îl am alături de mine pe calea undelor, la celălalt capăt al wireless-ului, pe Dorin Roșu, celebru, deja celebrul deținător al unei rubrici permanente la, în cadrul emisiunii Mr. Market la canal 33, unde ne întâlnim în fiecare joi seară și discutăm despre graficele lui Dorin. Bun venit, Dorin! Bine te-am găsit, Liviu! Bucuros, nu? Pe final de săptămână, Dorin Roșu. Da, exact. Bine, a fost foarte bucură săptămâna trecută. Acum merge să mai vedem și niște verde, avem, mai ales la și avem niște swing-uri în sesiunea de vineri, ca urmare a datelor macroeconomice pe care le-am primit din Statele Unite. Și începem cu ele. Non-farm payrolls. Deci, NFP-ul, celebrul raport NFP, 315.000, ușor mai bine decât estimările din piață și o valoare revizuită ușor de tot la 526.000 de locuri de muncă create în luna precedentă, adică raportul aferent lunii iulie. Pentru august am avut 315.000. Deci o veste ușor mai bună în raportat la estimări, dar în schimb pe partea de șomaj a început să crească un pic, de la 3,5% minim istoric la 3,7%, peste estimări și peste valorile din luna precedentă. Motiv pentru care, după cum spuneam, am avut niște swing-uri în sesiunea de vineri, sesiune care s-a soldat cu o scădere ușoară a indicilor. Și o să vedeți mai de ce spun ușoară, mă rog, moderată în sensul ăsta, 1% pentru Dow Jones și S&P 500, ceva mai mult, 1,3-1,4% pentru ambii indici Nasdaq, ușoară pentru că în situația unui VIX la 25 de puncte, 1% nu este o variație mare, mai ales într-o zi cu swing-uri și mai ales într-o zi cu raport macroeconomic foarte important. Și cu un VIX care scade și el așa, că s-a trezit el să scadă, să-i facă plăcere lui Dorin Roșu, cu 0,3%, chiar în condițiile în care S&P 500 a scăzut și știm că dinamicile sunt invers corelate. Avem euro-dolar constant la 0,95, deci parcă tot aici era și la întâlnirile precedente, da? Un dolar index la 109,6 constant, la fel dolar yen și așa mai departe, neprinzând primul swing, să zic, da? Sau prima socială importantă a Wall Street-ului, Europa a fost prinsă pe picior greșit și a închis la 18.30, la indicii vesti europeni, mă refer, uitați, 3%, peste 3% pentru DAX 40 din Germania, ca Carillon de la Paris, 2,2%, aproape 2% și pentru FTSE 100 de la Londra. Dorim, ai cuvântul sau ai imaginea cu grafice, cu arată-ne dungile lui Dorin. O să începem cu S&P-ul, care a rămas sub aceste două medii mobile, da? Sub media mobilă de, da, iată, 100 și cea de 50. Asta denotă o fază de consolidare. Din nou, nu putem omite faptul că ne găsim într-o fază de scădere, ne aflăm în același timp la un nivel de suport foarte important, există și această rezistență și mai există și media mobilă de 20 care s-ar prea putea să coincidă cu această linie de rezistență. Prin urmare, rămâne de văzut dacă prețul se gândește, să zic așa, dar dacă participanții la piață vor dori să așteagă pe grafic o consolidare care să
valideze la un moment dat această rezistență, iar apoi să încerce să străpungă suportul, sau dacă pur și simplu odată cu debutul săptămânii, vom vedea o, să zic așa, da, restabilizare, da, o dezmorțire după weekend, urmată de străpungerea suportului și de continuarea scăderii, care, dacă s-ar produce, ar ținti undeva în zona acestor minime precedente, și ca de obicei, înainte să mai zic orice altceva, rețineți, dragi urmăritori, că ceea ce discutăm aici este teoria pusă în practică și nici de cum aceste întâlniri nu se vor a fi sfaturi de investiții, de tranzacționare, ponturi, semnale și alte lucruri de acest gen. Nu mă Liviu, pot abține te rog. să remarc importanța acestui nivel. Zona exact de închidere, practic, pentru S&P 500 și retragerea acea, deși o retragere minoră, nu că nu e 38, e de 22,5 sau cât, da? Da, Care a așa, fost da. suport și rezistență în nenumărate. Nu le-a numărat nimeni, nu cred, nu se pot număra. Situații în trecutul apropiat și iarăși acum. Respingere puternică în sesiunea de joi de acolo, da, și o ușoară închidere pe plus joi seară și iarăși minimul sesiune de vineri și o ușoară închidere pe minus de această dată, dar oricum încearcă să respingă de acolo cotația, nu reușește să urci și nu sunt suficient de puternici, au cam rămas fără miere, da? De când împing de 2 săptămâni în jos cotația și trupele taurine bănuiesc că se regrupează acum și ar putea începe, ținând cont de acest nivel de suport, ar putea începe o contraofensivă, da? Încercând să recucerească Donbasul, era să zic, dar nu. E o contraofensivă, că și ucrainenii au început o contraofensivă, ar putea și aici să se întâmple acest lucru. Nu e o recomandare, doar it is just a constatation, ca să folosim Correctly. o romgleză. Da. Bun, rapid ne uităm un pic. Pe Dow Jones nu prea ne-am uitat în ultima perioadă. Pe Nasdaq ne-am mai uitat, dar pe Dow Jones parcă l-am neglijat. Și e cam tot la Săracul, fel. se simte așa un pic neglijat. Da, Da, n-avem. Păi ce... dacă nu ne arată nimic deosebit, fă și tu ceva, Dow Jones-ule, ca să te menționăm ca așa, să te scoatem din anonimat. Hai Exact. pe Uite, face, fii NQ. atent, fii atent. Dar vrea să fie așa. A, dar nu e, nu. Ar fi vrut să fie o divergență, dar nu e, nu e. A Nu, nu, zis nu, că nu. poate, Lasă poate. că ți arăt eu una după o divergență. Așa. Deci hai pe NQ. Thank you. Thank you. Aici Eh? semnal de alarmă. Să zic așa. Da. Avem această linie și exact, ia uite. Și una bucată divergență. Ce se observă și aici este, și foarte bine ai punctat, dacă respingerea, bă, putem spune aici este o străpungere falsă, deocamdată, dar iată că prețul vrea să convalideze această străpungere, faptul că după această lumânare nu am văzut o apreciere, mai devreme, da, pe S&P când ne-am uitat, aveam un corp de creștere, da? Aici nu este, mai degrabă un soi de high wave, da? Dincolo ar vrea să fie un soi de hammer, dar una peste alta este că după astfel de lumânări, Nu, ți-am mai spus eu, e Hammer to Fall, piesa aia lui Queen. da, exact. Hammer pe scădere, da. Da, adică mai mult începe să semene cu formațiunile, spun așa, de continuitate. M-ar fi bucurat ca tehnician, da, să văd după asemenea lumânare sau după asemenea lumânări, da, dat fiindcă taurii au respins dintr-un nivel, după o străpungere falsă și așa mai departe, să văd o apreciere destul de susținută, lucru care nu s-a întâmplat. Și atunci mă gândesc că acest high wave, mai ales când e high wave, cum este aici, poate să denote o incertitudine
Și atunci ne gândim că incertitudine în contextul unei scăderi, cum a zis și mai devreme, consolidare și mai degrabă ar putea să scadă. Dar să vedem ce ne zice, ce se mai întâmplă în contextul divergenței. Mai era o piesă celebră care o să-i modific eu un pic titlul, High Wave to Hell. Da. Adevărul e că nu e prea departe. Din nou, ne-aș recomandat. Deci am văzut SPP-ul, am văzut NQ, Nasdaq, DJ. avem Oiro. Oh, da. Fix el. E, Care e, aici e o treabă. e o treabă că el cam încearcă Aceeași, să... același suport cu închidere la nivel, da? În sesiunea Da. de joi, un false breakout acolo, putem să-i spunem, o înțepătură intraday și încă o formațiune foarte ciudată. Da. Vineri, în fine, da, iarăși face parte din swing-uri. Te rog, și la urmă completez eu. Ok, da, această formațiune de obicei vrea să transmită mesajul că urmează continuarea a ceea ce a fost înainte și înainte fiind această bară de scădere, o bară lumânare, mă rog, suntem pe graficul de lumână japoneze. Mesajul ar fi acela că ceea ce s-ar aștepta să urmeze este o scădere, din nou, nu se înțelege că sunt semnale sau așa mai departe. Pe de altă parte, dacă ar fi să trec cu vederea mesajul acestei ultime lumânări sau lumânării aferente ultimei sesiuni, pe de altă parte, ce mai trebuie atenție este că prețul se găsește într-un canal descendent, a plecat după ce a confirmat, aproape că a atins linia, dar în orice caz a confirmat un nivel Fibonacci important, a început o fază de consolidare care, iată, a încercat ea tiptil să urce, dar a întâmpinat niște rezistențe și din acest motiv, iată și curajul urșilor. Și toate aceste aspecte mă fac să mă gândesc că mai degrabă nu suntem într-o zonă de oversold, deci toate aceste aspecte mă fac să mă gândesc că mai degrabă, și asta din nou este o recomandare, urșii sunt cei care, cel puțin în cadrul acestei lupte, vor câștiga și vor duce prețul ceva mai jos, deci vor dibui, vor traversa acest nivel de suport. Dacă nu se întâmplă asta, desigur, și mai străpunge fază de câteva ori, Tauri s-ar putea să aibă o șansă, dar dacă prețul revine în această zonă, va trebui să treacă de niște rezistențe importante, o dublă rezistență aici și mediile mobile. Acum, constat, am spus că nivelul este foarte, foarte apropiat în zona fix pe linia de suport, da? Urșii au încercat de nenumărate ori, din nou, care nu le-a numărat nimeni, să Așa. spargă acest nivel de suport, să împingă cotația mai departe în jos. N-au reușit. La fel cum nu au reușit românii să învingă sau să în ofensiva lor din primul lor război mondial, ofensivă în sud, flancul estic al nord-estic al Bulgariei, și am avut un eșec răsunător în atacul nereușit de la Turtucaia. La asta mă gândesc. Nu e o recomandare. În sensul Clar. că atacul nu va reuși. Însă, rămânem în tărâmul argumentelor și asta vreau să-ți arăt, ia ca divergență. Da. Exact. Acolo avem higher lows, pe cotație avem lower lows. Și teoria Exact. spune că Ar urma cel că mai degrabă. ceea ce urmează va respecta imaginea oferită de indicator, nu de cotație. Deci cotația se va supune indicatorului, ca să zicem așa.
Ce mai vreau eu să rapid de tot? Să M5. Să M5. Cotație, nu BMW. Să vedem. Cam așa arată. Swing puternic în, la momentul 15-30. Acolo avem o mișcare de forfecare. O slăbire a dolarului, zicând, domne, lasă, uite, totuși, NFP-ul e bun, bă, dar employment a început să crească, ce naiba facem? Până la urmă, bă, ia stați așa un pic, ia că urși, zdrang. Și s-a întărit dolarul. La fel vreau să facem și pentru SPP, același BMW. SPP-ul. Iarăși, uite. Țâșneală, țâșneală, maximul sesiunii, un fel cu de minte. Double top acolo pe M5 și după aia dă-i nene la vale, dar nu n-am mai știut de el. Până Da. când a venit cotația sub nivelul acela de, spuneam eu, nivel de mai mică importanță al retragerii Fibonacci, 23.6 sau cât e acolo. Da, la 23.6. Așa, un fals breakout, agățat de stopuri, eventual. Și o mică stop divergență. Loss-uri. Da, bun, pe M5 nu știu cât de mult contează divergențele, dar... Și-a făcut treaba. Și după aia au venit băieții, băi, stați așa, hai să mai vedem noi. Și asta a fost, de asta spuneam de swing-uri și de o sesiune foarte captivantă. Chiar discutam cu cineva, cu un trader, și vreau să-l întreb, să-l invit în emisiune, în emisiunea de la Canal 33, cu tare. Zice, băi, lasă-mă acum că mă uit la închiderea pieței, era vreo 10 jumate, că fac ăștia mișcări pe aici. Zic, bine, dar lasă că vorbim mai încolo. Asta era la închiderea sesiunii. Bun, ulei. Uleiul... Băi, ăștia s-au înțeles, mă. Asta e manipulare de piață, e acțiune concertată. Toți sunt la suport. Da. Băi, nene, mai răsfirați, mai răsfirați. Ce lucru interesant văd că, să zicem că ar fi amendamentul conform căruia, domne, uite, o scădere, bine, aș vrea să fie falling, mă rog, free black crows, care denotă, da, o presiune pe scădere, dar m-ar fi bucurat ca ultima lumânare, da, practic aceste lumânări, să spun așa, au depus efortul să aducă prețul în zona acestui suport, și aș fi vrut ultima lumânare să văd cum într-adevăr reușește să închidă sub nivel. Pe de altă parte, este binevenită o consolidare, da, să-și tragă puțin sufletul urșii, dar după aceea să continue scăderea, dar ceea ce este foarte interesant este că aproape, da, aproape a fost un soi de engulfing. Cel puțin această lumânare s-a situat deasupra corpului precedente. Iar de da, dar închis, corpul închis... nu. Nu, nu, da, asta zic, nu, s-a situat până se închidă, până se închidă. Iar de închis s-a închis la subul jumătatea S-a închis prea corpului. Târziu. Dacă se închidea sesiunea mai devreme, era engulfing. Asta a fost, da, și la modul în care s-a închis, păi asta e, dacă așa a fost șansa, și da. Dat fiindcă s-a închis, avem poza asta, o încercare de apreciere și închiderea sub jumătatea corpului ultimului crow, din nou, fără de acele la, recomandare, șansele sunt să continue de la scăderea. Sheryl Crow? Da, Nu fix de așa? acolo. Da. Cum era? Exact. Cum se cheamă formațiunea? Free Black Cross. Băi, nu, te rog frumos, da, nu cum, te las doamne? în webinar cu asemenea exprimări. Așa se numește. Hai să fim politically correct. Pe Google. Three Afro-American Crows. Aoleu, bine că nu sunt Afro-American Pigeons, da. E, așa, Afro-American Crows. Afro-American White Pigeons.
Nu, aia sunt când cresc white pigeons. Aceștia Ok. sunt pigeons de scădere. Da. Bun. Red Pigeons. Bine, daxometru și săptămâna următoare, de care mă ocup eu. Da, daxometru arată cam la fel, ca La precum fel de, la fel de prost. ceilalți. Da, aici, într-adevăr, avem un corp de scădere, dar e cam același lucru. Suntem într-un profil de scădere, am încercat să creștem și n-am reușit. Aici Nu, nu mai a suntem bine. neapărat la un suport Scuză-mă. important. Te rog. Scuză-mă. Trebuie să fac o cuvenită precizare. La începutul Ia. webinarului v-am arătat închidere pe plus cu peste 3% a indicelui DAX 40, da? Așa. 3,3% era, corect? Păi și de ce vedem noi aici negativ? Păi vedem negativ, pentru că acela era indicele și am menționat închiderea pieței de acțiuni de la 18:30 a avut loc în teritoriu pozitiv. Că i-a prins pe aia fă picior greșit, în ghilimele spun, apoi America a sucit-o în jos, a început acel plonjon, iar aici ce vedem, vedem cotația CFD, care este după futures. E luată, socotită după dinamica contractului futures, ce are ca activ suport indicele DAX 40 din Germania, iar contractul futures în sesiunea de vineri, spre exemplu, închide la ora 11 noaptea. De-aia vedem aici pe minus, pentru că s-a apucat să se sincronizeze cu... Adică s-a tranzacționat tot timpul în paralel cu America de Nord. End of paranteză. Ok. Continuing atunci, deși end of file, ca să zic așa, cât de curând, pentru că ceva mă special de adăugat nu am, spunea singura diferență ar fi că acel suport clar la care se găsesc alți indici, aici nu prea se regăsește. În schimb, ceva care compensează este că prețul da, oscilează în zona unor minime precedente. Și la Și fel, un fel de double bottom acolo ar putea să fie un semn de speranță pentru Exact. porumbei călători în lumea verde. Pigeons. Da. Chestii. Exact. Cam asta am avut de zis. Ok, bine, mergem să vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare și chiar vă spun de pe acum și vă promit că nu o să avem ce să discutăm foarte mult din acest punct de vedere, pentru că o să avem un ASM, bun, non-manufacturing, important. Am mai avut unul joi, nu l-am mai menționat, pentru că toată lumea era cu ochii pe NFP. Sectorul de servicii, mai important, 60-70% din construcția PIB-ului în Statele Unite, un consensus, o estimare, o ușoară scădere față de luna precedentă, ăsta e august, aici avem valoarea pentru iulie, dar oricum 55-56 este bine peste, suficient de confortabil ca nivel față de 50, care reprezintă threshold-ul dintre expansiune și recesiune. Balance of trade, mă rog, nu e, asta avem. Iar asta va fi decizia, lucru de ținut cont, posibil puseu de volatilitate, în mod special pe euro-dolar, poate și pe piețele de capital din Europa, decizia de politică monetară a Băncii Centrale Europene, să vedem cât de în urmă continuă să rămână cu viteza de înăsprire față de celelalte bănci centrale. S-ar putea să ne facă din nou o surpriză cu un 0,75, să vedem. Consensusul e că să urce la 1% doar cu 50 de puncte de bază, dar ar trebui să, în opinia mea, ar trebui să ridice mai mult, mai rapid din acest. Asta joi, joi vom vedea și până pe final de săptămână nimic absolut deosebit, un speech al lui Waller de la Federal Reserve. Ok, mai avem ceva de adăugat? Am uitat pe cineva?
Nu, cred că suntem cu toții la zi. Da. Bine, mersi frumos. Mulțumesc și eu. Primele grafice actualizate, doamnelor și domnilor, le veți putea vedea comentate și analizate în direct la Canal 33, în cadrul emisiunii, unde, v-am spus, Dorin are o rubrică permanentă. Noi ne vom reîntâlni aici fix peste o săptămână în aceeași formulă și cu grafice, din nou, logic, actualizate și comentate împreună cu factorii de analiză fundamentală. Da, mulțumesc frumos, Dorin! Mulțumesc Mulțumesc și eu, frumos, Liviu. doamnelor și domnilor! Sunt Liviu Moldovan. Urmăriți-ne pe YouTube, dați like, share, subscribe, tot ce doriți dumneavoastră și considerați că merităm măcar atâta lucru din partea dumneavoastră. Și să aveți o săptămână cât mai bună. Ne revedem săptămâna viitoare. Toate bune!